Primăria Țiclen va beneficia de finanțare pentru 2 autovehicule electrice noi. Instituția a obținut aprobarea cererii depuse în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutiere nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Acest program este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu. În urma aprobării, orașul Țiclen va beneficia de 2 ecotichete în valoare totală de 240.000 de lei. Prin această inițiativă, Primăria Țicleni își reafirmă angajamentul față de protecția mediului și eficiența energetică.